Și acum, iubiții mei, să intrăm în biserică, la prodromul, schit românesc, să vedem înăuntru, pentru că aici se află și icoana prodromisa, nepictată de mână omenească. Vă rog să priviți cu atenție cei care nu ați văzut interiorul. Pe pere sunt sfinți, parcă sunt vii. Uitați. Sfinților, rugați-vă la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții, în ceasul judecății noastre. Amin. Este icoana Sfântului Ioan Botezător. Sfântul Ioan Botezător, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, cum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Sus în cupola, Pantocrator, a toate creaturi, Domnul nostru Iisus Hristos, Iisuse, Iisuse, iartă-ne, Iisuse. Acum ajungem la icoana Maicii Domnului Prodromiță. Maică preasfântă, preacurată, pururea Fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Maică preasfântă, preacurată, pururea Fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru pentru poporul român binecredincios creștin ortodox de pretutindeni. Miluiește-ne, Maica Luminii, miluiește-ne, Maica Milostivirii, miluiește-ne, Maica Îndurărilor. Lacrimi vin în ochi, iubiții mei, în fața acestei icoane. Și aici icoana Sfântului Ioan Botezător. Mergem puțin și la catapeteasmă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul. Să nu intre la judecată cu noi, Doamne, că de te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Icoana minunată a Maicii Domnului. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu, Duhul Sfânt, trăime, sfântă slavă ție. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu, Duhul Sfânt, trăime, sfântă slavă ție. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu, Duhul Sfânt, trăime, sfântă slavă ție. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred într-o tine și te mărturisesc, te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, se prănaște, te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednic, rogul tău, pentru numele tău. Preasfântă, preacurată, pururea Fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși și acum, în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin.